O bătrână de 77 de ani este acuzată de furt de energie și s-a trezit cu dosar penal. O echipă a unei firme de construcții a constatat că locuința femeii din comuna Țânțăreni este racordată ilegal la rețeaua de curent. Aceștia au sesizat poliția, care a deschis un dosar penal. La data de 3 noiembrie anul curent, polițiști din cadrul secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au fost sesizați prin apelul 112 de către un bărbat de 37 de ani din municipiul Târgu Jiu, reprezentant al unei societăți de distribuție a energiei electrice, cu privire la faptul că pe raza comunei Țânțăreni la un imobil se sustrage energie electrică. Din cercetările efectuate de polițiști, are și faptul că la un imobil de pe raza comunei Țânțăreni, ce aparține unei femei de 77 de ani din aceeași localitate, ar fi fost montată o instalație clandestină și artizanală pe contorul electric. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc săvârșirea faptei. Firma de distribuție a energiei electrice nu a stabilit prejudiciul pe care îl impută bătrânei din comuna Țânțăreni pentru perioada în care a fost branșată ilegal.